În ultimele 24 de ore au avut loc două accidente rutiere mortale în județul Vâlcea. Marți 28 septembrie, în jurul orei 13:30, în comuna Frâncești, un tractor s-a răsturnat în pădure, rezultând două victime. Din păcate, pentru un bărbat în vârstă de 35 de ani care a suferit un stop cardiorespirator, nu s-a mai putut face nimic. Inspectoratul pentru situații de urgență General Maghelu al județului Vâlcea a fost solicitat în jurul orei 13:30 pentru un accident în comuna Frâncești, sat Cocoșani. Este vorba de un tractor răsturnat în pădure la circa o jumătate de kilometru de căile de acces. Pompierii militari au intervenit cu ambulanță SMURT, o autospecială de descarcerare și o autospecială de strângere cu modul de descarcerare, iar s-a deplasat cu ambulanță. Din nefericire, un bărbat în vârstă de 35 de ani, după efectuarea manevrelor de resuscitare, a decedat. Aceste manevre de resuscitare nu au răspuns și persoana a decedat. În noaptea de marți spre miercuri, un alt eveniment rutier grav s-a petrecut pe drumul național 7 în localitatea Călimănești. Un autocamion cu remorcă frigorifică s-a răsturnat, iar șoferul a fost prins sub cabină, fiind găsit în stare de inconștiență. Un autocamion cu remorcă frigorifică s-a răsturnat, iar cabina a rămas suspendată. Noi am intervenit pentru descarcerarea șoferului. A intervenit cu o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și, bineînțeles, și SAJ-ul a avut o ambulanță. Din nefericire, victima, descarcerată de pompieri, nu a mai putut fi salvată, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața. Decesul șoferului de camion din Craiova a fost declarat de către cadrul medical de pe ambulanță.